Bună regăsire, dragi suporteri albioleți. Dacă mai devreme am văzut debutul oficial al fetelor în Liga Secundă, acum vom vedea ultimul meci disputat pe stadionul Nicolae Dobrin, disputat între FC Argeș și ACS Sporting București, la categoria de vârstă Under 15. Mai devreme au jucat și băieții de la Under 16. FC Argeș a reușit să se impună cu scorul de 4-0. Va începe în curând această partidă. FC Argeș și în echipamente violet va ataca în prima repriză de la stânga la dreapta. Începe în acest moment partida, așadar, cum spuneam, ultima partidă de pe stadionul Nicolae Dobrin. FC Argeș și întâlnește pe ACS Sport Team București. Iată și cele două echipe. ACS Sport Team București începe în poartă cu Vărzaru Franco, jucător de câmp Darius Cercel, Andres Miculcea, Darius Tancu, Alexandru Paraschiv, David Lie, Andres Airneb, Mihnea Babău, Fabian Barbu, Luca Dolis și Nicolas Bunghiuz. De partea cealaltă, FC Argeș împartă cu Ionescu Zeronu, jucător de câmp Sebastian Lungan, Mario Ștefan, Marco Mituică, Denis Pițigoi, Lucas Buică, Eduard Tudoran, David Lică, Bogdan Hera, Alexandru Grosu și Luca Bacică. Iată o acțiune bună pentru FC Argeș și ocazie mare. O primă ratare a echipei noastre a fost Alexandru Grosu, cel care a încercat să reia, însă mingea a fost deviată peste poartă. Și vom beneficia de primul corner al acestei partide. Se pregătește Vlad Buică să execute această lovitură de colț de pe partea dreaptă cu piciorul stâng. O centrare cu efect la prima bară, minge deviată. N-a reușit să reia acolo Luca. Devire pe spate a lui Vlad. Mingea la Marco. Foarte bine a venit din spate Bogdan. Centrare pe jos, blocată și va fi corner. Arbitrii acestei partide sunt din Râmnicu Vâlcea. Idu Alexandru este arbitrul de centru, ajutat la cele două margini de Boldu Mihail Denis și de Dumitrașcu Andrei Cristian. Un nou corner pentru formația noastră, execută de această dată Denis. Vine centrarea lui Denis, e bună! Din nou Luca, aproape să reia decisiv. Dau drumul repede la minge jucătorii din București. Blocăm și este fault. A fost faultat Denis de către Andres. Început bun de partidă pentru FC Argeș. Echipă ce până în acest moment are 4 victorii și o înfrângere. Înfrângerea s-a produs chiar etapa trecută în fața Rapidului. Am pierdut atunci cu scorul de 3-0. Repunem din nou de la margine prin Bogdan. Alunecă Denis. Greșește Florentin. Recuperăm. Luca. Luca încearcă un dribbling, însă este deposedat. O nouă șansă de contraatac pentru bucureșteni. Foarte frumos undoiurile. Luca joacă la margine pentru Lucas. Vine centrarea. Respinge foarte bine fundașul celor de la ACS Sporting București. Vom repune din nou de la margine. Deja plutește golul în aer. Din nou Bogdan de la margine. Greșește Marco. A încercat David să recupereze. Greșește David acum. Vedem oaspeții nu reușesc să iasă din propria jumătate. Încearcă acum cu o minge lungă. Bun controlul balonului pentru Darius. Darius în partea dreaptă. Darius vine centrarea prinsă fără probleme de Zeron. Iată
Iată o greșeală care ne poate costa. Însă este atent Marco. Nicolas pentru Darius. Pierde Darius balonul. Vlad. Alunecă Alexandru. E pun oaspeții de la margine. Respingem. Mingea se încăpățânează să nu iasă din teren. Respingem din nou. Foarte bine David. Marco mai departe spre Luca. Recuperat Vlad. Se încearcă o verticalizare. Se e nereușită. Și atenție la această fază. Zenon iese foarte bine din poartă și reține. Zenon, mă scuzați. Reușim să ținem mingea în teren. Alexandru nu a reușit să-i facă față lui Fabian. Foarte bine aici. Darius a reușit să protejeze și a obținut lovitura liberă. Chemat la ordine jucătorul nostru. Este vorba de treiarul Mituica Marco. Și să vedem prima fază fixă la poarta lui Zenon. Va executa Nicolas. Era acum arbitrul partidei. Vine centrarea lui Nicolas. Ratată. Respinge foarte bine Luca. Șansă de contraatac. Vlad. Să-l vedem pe Vlad în partea dreaptă. Vlad centrează. Însă respinge foarte bine Andrei. Am ratat o șansă bună de contraatac. Se încurcă fundaș și centrarea formației noastre. Și este un foul la mijlocul terenului făcut de Sebastian. Iată un nou fault. De această dată a fost faultul lui Vlad Buică. Început energic de partidă pentru echipa noastră, care își dorește să marcheze cât mai repede. Spingem foarte bine balonul. Iată-l pe Vlad. Vlad mai departe pentru Sebastian, greșește Sebastian, pasa. Este foarte bine din defensivă Fabian. Cad doi jucători, însă arbitrul nu acordă nimic. Zenon combină cu Mario. Din nou Mario preferă să joace din nou la propriul portar. Vine acum degajarea lui Zenon. Spre Luca. Iată-l pe Alexandru. Încearcă să țină această minge în teren. A reușit pentru un moment și iată, scoate și cornerul. A fost în duel cu Bogdan. Se pregătește același Nicolas să execute această fază. Vedem, Nicolas este responsabilul cu fazele fixe pentru bucureșteni. Nicolas. Vine centrarea în mijlocul careului. Lovitură de cap. Atenție aici. Reușim să scăpăm. A respins foarte bine Bogdan. Și o nouă șansă de contraatac. Iată-l pe Alexandru. Alexandru nu intră în minge. E deposedat și faultează. Vedem după un început bun de partidă al băieților noștri, oaspeții au reușit să mai echilibreze partida. Respingem. Atenție, atenție! Foarte bine, Zenon. În fața lui Andres.
Deranjează Zeron. Alexandru scoate faultul. Faultat din spate de Fabian. Vedem chiar dacă a plouat toată noaptea, gazonul arată decent, să zicem așa. Încă se poate juca fotbal. Bună pasa din prima lui Alexandru spre Luca. Însă nu reușește să controleze balonul așa cum și-a dorit. Repune Bogdan de la margine. Alexandru. Mingea în brațele lui Franco. Nu, lui David. Nicolas. Foarte bun pressing-ul. Foarte bun pressing-ul lui David. Bună devierea lui Luca cu capul. Alexandru în careu. Alexandru! I-a trimis mingea printre picioare lui Andres, însă a reușit să se replieze la timp. Și va fi din nou corner. La ultimul corner, formația noastră a fost periculoasă. Execută Edward această lovitură de colț. Edward Tudoran. Vine centrarea pe prima bară. Se respinge. Și este un fault făcut de Ștefan, de Mario Ștefan. Secută Fabian această lovitură liberă. Pune bine corpul Luca, nu se dă fault. Acum arbitrul oprește jocul. Se resimte. Un jucător a luat spețiilor, nevoit echipa medicală să intervină. Probleme pentru jucătorul oaspeților. Să vedem despre cine este vorba. Cred că este vorba de Nicolas. Se cere schimbare. Așadar, avem schimbare. N-a fost Nicolas cel care s-a resimțit acolo. Va intra pe teren pentru Sporting București, jucătorul cu numărul 2. Este vorba de David Ștefan. Doar 4 oameni pe banca de rezervă pentru bucureșteni. Același lucru pe care l-am văzut și astăzi la oaspetele noastre de la Baia Mare. În duelul câștigat de fetele noastre cu 5-0, spuneam la debutul în Liga a doua, Luca. Pentru David.
David încearcă să combine cu Alexandru. Pasă în adâncime încercată de David. Reușind să ține mingea în teren. A fost bun efortul lui Vlad. Însă nu am reușit să concretizăm această fază. Iată aici o minge foarte bună pentru Alexandru. Bogdan a încercat să respingă și am avut și un moment comic. Mingea l-a lovit în cap pe arbitrul asistent. Le pune Andres de la margine. A încercat o centrare Franco. S-a fost blocat. Vlad în duel cu Andres. Luca nu reușește să ajungă foarte bine. Iese David. Pare că nu a fost Andres acolo, a fost Fabian. Bogdan încearcă să pună corpul. Darius. Este faultat. Arbitrul revine la faza inițială și acordă lovitură liberă. Fabian aruncă această minge. Dariu se ridică fanionul de la margine. A flerat târziu arbitrul, însă nu a văzut decizia tușerului. Cercăm o nouă construcție pozițională. Greșește Bogdan. Alex. Bună pasă în centru pentru Darius. Iată-l pe acest Darius ce bine protejează. Alex încearcă un șut de la distanță. A blocat Edward. Vlad. E faultat Vlad. Nu, n-a fost Vlad, a fost Alexandru. Faultat de nou. Intrat David. Și notăm și primul cartonaș galben al partidei, încasat de Ștefan David. Iată jucătorul care a intrat acum câteva minute, încasează și primul cartonaș galben. David l-a înlocuit pe jucătorul cu numărul 4. Este vorba de Mihnea Babău. Se resimte pe margine, sperăm să nu fie o accidentare gravă. Darius, a pus corpul acolo Vlad, însă arbitrul a acordat lovitură liberă. Atenție aici! Cartonaș galben și pentru unul din băieții formației noastre. Este vorba de Mario Ștefan. Se pare că accidentarea lui Mihnea este destul de gravă. A intervenit și ambulanța. Mihnea va fi dus la spital. S-a executat între timp lovitura liberă, foarte bine Luca. Luca s-a luptat cu Franco. Iată aici o greșeală acolo a lui Darius. Nu a lovit mingea cum trebuie. Alex aproape să scape 1-1 cu portarul. Greșește Vlad pasa pentru Luca. Nu n-a fost, a fost Mario. David așteaptă să fie atacat. Prinde mingea în mână. Foarte bun pressing-ul. Și obținem posesia.
Vlad. Luca. Luca ia fără mingea acolo lui Vlad. Vlad încearcă o centrare din prima, însă ratează execuția. Bogdan aproape să recupereze. Face acest lucru. Se luptă Eduard. Iată ce verticalizare reușește Franco. O trecere spectaculoasă a lui Luca, jucătorul cu numărul 11, care nu prea s-a văzut în această partidă. Dar cei drept, cei de la Sporting București nu au jucat pe acel flanc. A preferat să joace mai mult aici, în dreapta. Iată o nouă pasă spre Alexandru Paraschiv. Și este faultat de Bogdan, care va vedea și el cartonașul galben. Așadar, 2-1 în acest moment la cartonașe galbene. A fost depășit Bogdan la această fază de Alexandru. Dar vedem, Bogdan este și un jucător ce are o statură, ce nu are o statură impresionantă. Din nou Nicolas. Responsabilul cu fazele fixe. Nicolas vine cu centrarea din nou în mijlocul careului. A respins Mario. Sebastian. Faultează Sebastian. Îl faultează pe Luca. Arbitrul lasă jocul să continue. Continuă Luca. Intră în interior. Încearcă să schimbe partea. Respinge Bogdan. Să o face imprecis. Darius. Fabian apără Zeron. Prima mare ocazie, a fost Darius, cel care putea relua decisiv la această fază, însă foarte atent Zeron. Este 1-1 la ocazii mari. Foarte bine se descurcă Andres. Andres în zonă centrală, Andres încearcă un șut, însă mult peste poartă. Bogdan, s-a lăsat jocul să continue, se resimte un nou jucător al celor de la Sporting București, este vorba de Alexandru Paraschiv de această dată, de carul formației bucureștene, din nou se cere intervenția echipei medicale. Alex încurajat de coechipieri. S-a ridicat Alex între timp, aproape Alex al nostru, de o fază foarte bună. Spuneam, este ultimul meci pe stadionul Nicolae Dobrin, stadion ce a fost inaugurat în anul 1964, iar primul meci s-a disputat pe 2 mai în același an, 1964. A fost un meci între Dinamo Pitești și Spartak Sofia.
Meci câștigat de echipa noastră cu scorul de 3-0. Este stadionul pe care au venit nume mari, precum Real Madrid, Valencia, Toulouse, Panathinaikos. Așadar, mâine, cu începere de la ora 18:30, vă așteptăm aici să vă bucurați de o ultimă experiență pe acest stadion, care ne-a adus foarte multe bucurii. Atacă bucureștenii, faultează Alexandru în atac, faultează pe Bogdan. A fost o încercare în zona în care se afla Luca, însă acesta a alunecat. Un luft al lui David. Dăm un joc puțin haotic. Se pune mingea jos. Foarte bine Sebastian. Depărtează pericolul. Andres, un duel cu David. Repunem de la margine. A fost intervenția arbitrului de centru. Tușerul acordase aruncare de la margine pentru cei din București. Respinge Darius. David se luptă, pune mingea jos, vine un șut de la mare distanță. Șut de la mare distanță încercat de Sebastian. Alexandru s-a luptat foarte bine, iată și pe Darius. Din nou Alexandru, bună mingea în adâncime pentru Darius. Darius, pătrunde în careu, Darius, centrare pe jos și gol! Din păcate, cei de la ACS Sporting București deschid scorul. Marchează Andres. În minutul 29 al partidei. Să vedem replica formației noastre. Perează Nicolas la mijlocul terenului. Andres pierde duelul cu David. Greșește Sebastian. Iar Darius trimite mingea în afara terenului. De la margine, câștigă foarte bine Luca duelul acolo, tot el continuă această fază, Luca pierde fața lui Andres, Bogdan trebuie să fie atent în fața lui Alexandru, nu se complică și trimite până la propriul portar, Zeron la margine pentru Bogdan, Bogdan bagă mingea în centru greșit, recuperează Franco. Trimite mingea în partea stângă pentru Luca. Luca îl faultează pe Sebastian.
Se bate greșit această lovitură liberă. Sebastian trebuie să lase mingea în afara terenului și asta face. Darius iese cu mingea în afara terenului. Sunt doi jucători cu numele de Darius la oaspeți. Unul joacă fundaș stânga, altul joacă atacant. Este vorba de Darius Cercel și de Darius Stancu. Respinge acum David Cercel din nou în afara terenului. Darius Cercel. Nu prea reușim să ne mai apropiem de poartă. Însă putem profita, iată aici, avem corner. A trimis greșit Barbu Fabian. Execută acest corner același Eduard Tudoran. Vine centrarea lui Eduard Tudoran, e bună și a scos de pe linia porții. A fost David Ștefan acolo, cel care a scos de pe linia porții. O ieșire greșită a lui David din poartă. Beneficiem de un nou corner de această dată de pe cealaltă parte. Vine centrarea lui Alex. Nu, acum este Alex, încearcă un șut, însă este blocat. Și șansă de contraatac. 3 contra 2 la această fază. Iată-l pe Alexandru Paraschiv. Alexandru Paraschiv intră în careu. Încearcă un dribling. E blocat. Întoarce până la Nicolas. Vine centrarea lui Nicolas, respinge Sebi. Și mai departe David îndepărtează pericolul. Greșește Ștefan. Alex. Alex în careu. Încearcă să se întoarcă. Alex se întoarce foarte bine. Poziție de șut. A încercat să scoată până la Eduard, însă mingea iese în afara terenului. Cam indecis de carul nostru la această fază. Nu știa dacă să șuteze sau să paseze. Și vedem o primă schimbare și la FC Argeș. Dacă la Sporting București a fost o schimbare forțată, la FC Argeș nu cred că este vorba de acest lucru. Așadar, intră pe teren jucătorul cu numărul 26, este vorba de Robert Voiculescu și iese jucătorul cu numărul 18, Denis Pițigoi. Darius, pentru celălalt Darius, au încercat cei doi o combinație, recuperăm, minge trimisă la portar, Bogdan greșește Vlad, Alexandru, bună pasă spre Darius, însă e atent Zeron. Nu prea mai suntem concentrați în aceste momente. Luca, deposedat ușor de Andres. Repune de la margine același Bogdan. O nouă șansă pentru Bogdan. Din nou câștigăm metri. Se respinge. Darius e faultat. Arbitrul lasă jocul să continue. Însă Andres nu reușește să
să contabilizeze acest avantaj. Fabian, minge spre Nicolas. Nu, n-a fost Nicolas, a fost Alexandru. O contră mai tare acolo la balon. Bogdan greșește din nou repunerea. Să greșești și ei. Foarte bine, la mijlocul terenului s-a descurcat Franco. Alexandru în duel cu Bogdan. Alexandru, trebuie să fie atent Bogdan pentru că deja are un cartonaș galben. Foarte bine Vlad, se descurcă acolo, mingea la Alexandru. A încercat o pasă mai pretențioasă. Iată câteva ricoșee, Darius pentru Luca, Luca e în careu. Luca, Andres și foarte bună parada lui Zeron. Andres aproape de dublă. Însă Zeron are o intervenție foarte bună. Să vedem cine va executa acest corner pentru Oaspeți. Același Nicolas. De pe partea dreaptă cu piciorul drept, să-l vedem pe Nicolas. Cinci jucători așteaptă centrarea lui Nicolas. Vine în mijlocul careului, Rea Andreas. Iar mingea părăsește spațiul de joc. Zeron se grăbește. Marco. Marco greșește. Eduard. Eduard. Deposedat de Fabiano. De Franco, mă scuzați. Iată pe Nicolas. Nicolas. O pasă prea tare pentru Alexandru. Cere un foul de pe margine. Bogdan sare pe suminge Alexandru. Mingea ricoșează la el în duel cu Vlad. Foarte bine Vlad și este foul. Și este un nou cartonaș galben. Este egal la acest capitol. 2-2. Bogdan a încercat să fure câțiva metri la executarea acestei faze. Minge lungă. Spinge Franco. Greșește trearul formației noastre. Este vorba de Mario. De Marco. Marco va vedea și cartonașul galben. A vrut să execute repede oaspeții. Fabian, Alex încearcă să preia pe piept. A
fost blocat de Bogdan, Eduard. Minge lungă, aleargă Alexandru, însă iese foarte bine din poartă David. Și trimite mingea în afara terenului. Vom avea 5 minute de prelungire pentru această primă repriză. A fost acea accidentare serioasă a lui Mihnea. David reține balonul. Franco pentru Alex. Mingea revine lui Alex. Alex Bogdan aproape, spuneam, trebuie să fie atent, a încercat să-l oprească pe Alex din spate. Bogdan, spuneam, are un cartonaș galben. Trebuie să nu mai riște cu aceste intrări. Aici este faul la Andres. Andres a vrut să execute repede, însă este căzut pe gazon un jucător de-al nostru. Fabian. Respinge David, Eduard. Andres. Spinge Mario. Greșește aici David. Franco pentru Alex. Foarte bună intervenția lui Bogdan. E fault. Se cere al doilea cartonaș galben pentru Alex. Să fiți serios, Bogdan. Cere explicația antrenorul formației noastre. Una din ultimele faze, dacă nu ultima fază a primei reprize. Bogdan încearcă să paseze cu Vlad, însă e neatent jucătorul formației noastre. Andres aruncă de la margine. Foarte bine Mario. Bogdan. Bogdan încearcă să-l oprească. Iată ce tensiune este în acest moment. Chemați la ordine și Bogdan și Andres. Andres, Darius, se întoarce foarte bine Darius, revine Mario, Mario trimite mingea în afara terenului. Andres, Darius pe spate, respinge Marco, Luca, a încercat să-l găsească pe Vlad, greșește Alexandru, Vlad, Alex, bună pasă în centru,
Reprimește Alex, șansă bună. Alex, blochează Fabian. Luca, Luca în centru. Luca, peste poartă. Putea să joace în dreapta. Era liber acolo Robert, care reproșează ceva colegului său, însă Luca a decis să finalizeze faza pe cont propriu. Este prima fază mai legată după foarte mult timp. Alex! Încearcă o preluare pe poziție viitoare, iar în acest moment se aude fluierul de final al primei reprize. La pauză, FC Argeș este condusă cu scorul de 1-0 de ACS Sporting București. Revenim în aproximativ 15 minute. Să avem un loc frumos în lume. Alb și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Culturilor nu le stă de-acum nimic în cale. Noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin. Toți iubim echipa din Trivale și pentru ea trăim. Haide Argeșul, luptă pentru noi, și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și Argeșul. Haide, FC Argeș, tu iubirea noastră ești. Nu uita că-n tine e speranța întregului Pitești. Haide, Argeșul, luptă pentru noi, și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și Argeșul.
Avem un loc frumos în lume. Alți și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Culturilor nu le stă de-acum nimic în cale. Noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin. Toți iubim echipa din Tribale și pentru ea trăim. Haide, Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și Argeșul. Viața. Haide, Fece Argeș, tu iubirea noastră ești. Nu uita că în tine e speranța întregului Pitești. Haide, Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și Argeșul.
să avem un loc frumos în lume. Alții violet ne sunt la piept culorile, ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Culturilor nu le stă de-acum nimic în cale, noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin, toți iubim echipa din Tribale și pentru ea trăim. Haide Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi, noi campioni am fost. Și Argeșul mai fi. Haide Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi, noi campioni. Viața. Haide Fece Argeș, tu iubirea noastră ești, nu uita că în tine e speranța întregului Pitești. Haide Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi, noi campioni. Să avem un loc frumos în lume, alții violet ne sunt la piept culorile, ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Culturilor nu le stă de-acum nimic în cale, noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin, toți iubim echipa din Tribale și pentru ea trăim. Haide Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi, noi campioni.
iarăși vom mai fi. Hai de Argeșul, luptă pentru noi și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și campioni vom fi. Noi credem în tine, dăruindu-ți toată viața. Haide, Fece Argeș, tu iubirea noastră ești. Nu uita că-n tine e speranța întregului Pitești. Haide, Argeșul, luptă pentru noi și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și iarăși vom mai fi. Am revenit cu repriza secundă a meciului dintre FC Argeș și ACS Sporting București. 1-0 la pauză pentru ACS Sporting București, după golul marcat de Andres în minutul 29. S-a făcut și o schimbare la pauză. A fost schimbat portarul formației noastre. Așadar, FC Argeș începe această repriză cu Cristescu Gabriel în poartă. Jucători de câmp: Lungan Sebastian, Ștefan Mario, Marco Piturcă, Șuică Vlad, Eduard Tudoran, David Lică, Bogdan Hera, Alexandru Grosu, Luca Baciu, Luca Bacini și Voiculescu Robert, intrat pe parcursul primei reprize. De partea cealaltă, ACS Sporting București începe în poartă cu David Lie, jucători de câmp: Franco Vărzaru, Darius Cercel, Andres Miculcea, Darius Stancu, Alexandru Paraschiv, Andres Airneb, Mihnea Babău, Fabian Barbu, Luca Dolis, Nicolas Bugiuz și Ștefan David. Iată aici o pasă spre Luca. Luca joacă mai departe pentru Robert. Sunt ultimele 45 de minute. Este practic ultima repriză oficială a unui meci de pe acest stadion. Va repune Mario de la margine, nu, până la urmă îi lasă mingea lui Sebastian. Luca încearcă să joace mai departe, Darius pentru Andres. Andres l-a căutat pe Darius. Întoarce Marco până la Gabriel. Foarte bun dribblingul lui Sebastian, faultat. Faultat de David, nu, a fost de Luca și vede cartonașul galben. A plouat cu galben în această partidă. Sebastian. Execută Sebastian, minge lungă. Foarte bine Alex, se luptă, însă pierde balonul. Andres, pentru Darius, a fost un hands-a lui Darius. Arbitru lasă jocul să continue, greșește pasa Sebastian. Alex, la marginea careului, intră în careu Alex, în duel cu Bogdan, scapă și de Bogdan. Foarte bine se repliază fundașul nostru stânga. Foarte bine și Mario acolo. Și până la urmă reușim să îndepărtăm pericolul.
Se întârzie această repunere de la margine. Foarte bun recuperarea lui Alex, pasă în adâncime pentru Vlad. Vlad în duel cu David, foarte bine întoarce Vlad. Încearcă să-l caute pe Robert cu această centrare. A greșit Darius Luca cu călcâiul acolo pentru Vlad. David așteaptă să fie atacat și prinde această minge în mână. Darius. Se complică Darius. Trimite balonul în spate. Gen adâncime. Foarte bine Mario. Mingea ajunge la Fabian. Fabian mai departe pentru Alex. Alex pasă în adâncime spre Andres. Foarte bine este Gabriel însă. Este atent Gabriel la această fază. Îl vedem foarte periculos pe acest Alexandru Paraschiv. Tot de la el a plecat și faza golului. Marco. Se complică Marco. Pune bine Alex corpul. Alex mai departe pentru Vlad. Vlad accelerează. Vlad intră în careu. O centrare la firul ierbii. Greșește Darius. Luca. Blocat de Darius. Din nou Luca. Pe lângă poartă. Va fi însă lovitură de colț. A fost David cel care a blocat. Cel care a blocat în ultimul moment. Vedem, începem din nou bine și această repriză, exact cum am făcut-o, cum am făcut și în prima. Se execută cornerul, bate Vlad, prinde David. David aruncă până la Nicolas. Nicolas pentru Darius, nu este offside. Iese Gabriel, e lovit Gabriel. A fost lovit la cap Gabriel, însă se ridică. Vedem din nou tensiune, atât pe margine cât și în teren. Marco pentru Mario, combină cei doi fundași centrali. David pierde duelul cu Andres. Andres din prima pentru Luca. Foarte bine Sebastian. Robert din prima pentru Luca. Bună preluare. Luca joacă în centru. Se încurcă jucătorii noștri. Respins Bogdan. Luca se luptă cu Fabian. Robert îl așteaptă pe Sebastian. Repune Sebastian de la margine. Pentru Luca, un picior prea sus. Ridicat de Franco și va fi lovitură liberă pentru formația noastră. Aproximativ 20 de metri, poarta adversă 25 chiar. Se pregătește Robert Voiculescu să execute această lovitură liberă cu piciorul stâng. Vine centrarea lui Robert, e bună, spre 11 metri și gol! Marchează Eduard Tudoran. FC Argeș reușește să egaleze. Așadar, Eduard Tudoran restabilește egalitatea în minutul 54.
al meciului. Bogdan, vine tare din spate Alexandru, Bogdan, foarte bine. Minge la Eduard, Eduard joacă din prima pentru Vlad, reprimește Eduard, nu iese preluarea, însă se încurcă și un jucător de la București. Foarte bine Vlad, continuă această fază Vlad. Vlad, centrare spre Robert, respinge Darius, un șut pe lângă poartă al acelui așa Eduard. Se aud și cei câțiva fani prezenți aici. Încearcă să se încurajeze pe băieții noștri. Marco trimite în afara terenului. A fost fătuit de antrenor să trimite o mingea la portar, însă nu a vrut să se complice. S-a repus de la margine. Atenție, Andres. Nu s-a înțeles cu Darius. Respinge din nou Marco în afara terenului. Se repune de la margine. Sebastian înalță balonul. Robert n-a reușit să câștige duelul. Să recuperăm. Bună verticalizare. Alex e lovit peste față. Și este un nou cartonaș galben încasat de Fabian Barbo de această dată. Sebastian pentru Robert, vine centrarea lui Robert. Alex nu reușește să controleze acest balon. Luca încearcă o pasă din prima pentru Alex. Sebastian, Robert, preluare. Cade Robert. Luca, foarte bine recuperează Robert. Sebastian, Luca și caută poziția de centrare. Până la urmă alege să joace în centru și o face greșit. A recuperat Andres. Luca a primit de la Darius, e faultat de David. Și un nou cartonaș galben. Casat de David. Darius. Luca în duel cu Sebastian. Foarte bine. Marco pasă în adâncime spre Alex. Alex câștigă duelul. Alex e faultat din spate. Și va fi cartonaș galben și roșu. Așadar, Barbu Fabian este primul eliminat al acestei partide. După am avut, a plouat cu cartonașe galbene, trebuia să avem și un roșu. Minutul 59 așadar, din minutul 59 așadar FCA își va juca în superioritate numerică. Vedem mulți jucători cu mâna pe sus, se gândesc care să execute această lovitură liberă. Alexandru Grosu a luat mingea până la urmă.
Supărat Fabian? Va executa Alexandru Grosu cu piciorul stâng această lovitură liberă. Alexandru, vine șutul pe jos, minge respinsă în față, se ridică însă Fanionul. Foarte bun plonjonul lui David. Alex a încercat să șuteze tehnic, însă a făcut-o pe colțul portarului. Rămâne așa, dar FC Argeș, ACS Star Team București, 1-1. Dar vom avea la dispoziție aproximativ 35 de minute pentru a reuși să întoarcem acest rezultat. Același Alex recuperează. Nu a fost Alex, a fost Vlad. Sebastian pentru Robert. Robert 1-1 cu Darius. Robert în centru pentru David. Respinge Nicolas. Vedem oaspeții sunt cu întreg efectivul în jumătatea proprie. Marco întoarce până la Gabriel. Gabriel deschide la margine pentru Bogdan. Spațiu pentru fundașul stânga. Bună pasa pentru Alex. Alex pune bine corpul în fața lui David. Alex în care are o poziție de șut, mai încearcă un dribling, îl reușește. Alex e blocat și până la urmă încearcă să șuteze. Și a fost șutul blocat de Andres. Din nou corner. Alex pare dependent de piciorul stâng, de aceea nu a riscat să șuteze cu dreptul. Se execută cornerul, este Vlad pe prima bară, deviere cu capul pe spate al lui Marco, însă o nouă paradă a lui David și șansă de contraatac pentru Darius. Darius a încercat să-l găsească pe Alexandru, însă mingea ajunge la Gabriel. Luca a ajuns în bandă, intră în centru, Luca reușește să rămână, să rămână la minge, Alex greșește, se luptă David și recuperează această minge pentru moment. Din nou momente haotice, Alex mai departe pentru David, David desface la Robert, Robert. Cerca să depășească acolo de adversar. Foarte bună, foarte bună alunecarea lui Sebastian. Eduard. Cercă să-l găsească pe Vlad. Lasă remingea acolo pe un jucător de la București. A fost Andres cel pe care lasă remingea. Marco încearcă un șut de la mare distanță. Să mingea se duce mult pe lângă poartă. Să vedem, echipa noastră pune presiune și caută cu disperare golul de 2-1. Engajează David. Darius trebuie să fie atent. Mario, iese Gabriel din poartă. Faultează David la mijlocul terenului și galben și este cartonaj roșu. Se egalează așa, dar situația de pe teren.
Două cartonașe roșii așadar. Iar oaspeții pregătesc o schimbare. Spuneam, au pe banca de rezervă patru jucători. Unul deja a intrat. Se pregătește să intre jucătorul cu numărul 7. Este vorba de Alexandru Mihăilă. E bună deviere pe Alexandru. Nu reușește să controleze bine mingea. Marco pentru Bogdan. Bogdan, minge în adâncime spre Luca. Foarte bine Luca, ia fața lui David. Joacă pentru Vlad. Vlad între trei adversari. Încearcă să scoată mingea, o face bine pentru Luca. Luca e în care încearcă o centrare pe jos, însă este blocat. Eduard se pregătește să execute cornerul. Momentan întârzie schimbarea. Să-l vedem pe Eduard. Vedem celebrele bătălii din careu. Fluier arbitrul se duce să discute cu câțiva jucători. Se va executa acum cornerul. Execută Eduard și este fault în atac. Și atenție! Încă un galben. Și este al doilea roșu. Incredibil. FC Argeș rămâne așadar în 9 jucători. Să vedem cine este al doilea jucător eliminat din formația noastră. Iată, dacă acum câteva minute noi eram în superioritate, ajungem să rămânem în inferioritate. Se produce în acest moment schimbarea pentru ACS Sport Team. Intră așadar Alexandru Mihăilă. Și este jucătorul cu numărul 15, este vorba de Darius, n-a ieșit jucătorul cu numărul 15, a ieșit jucătorul cu numărul 11, este vorba de Luca. Pregătește și FC Argeș și o schimbare. Intră jucătorul cu numărul 4, este vorba de Mario Turcu. Jucătorul eliminat de la FC Argeș a fost Mituica Marco. Iese de pe teren așadar Luca și intră Mario. O schimbare defensivă. Scoatem un atacant și introducem un fundaș. Minutul 68 al partidei. Vlad, bună pasă pentru Alexandru! Alexandru intră în careu, șut pe jos, prinde, da, respinge David și nu reușește jucătorul nostru să ajungă la această minge. David acuză că a fost lovit, vedem chiar și în inferioritate numerică, putem fi periculoși. Se resimte David. Am avut un meci cu de toate. Până în acest moment și goluri și cartonașe și accidentări și vom mai avea aproximativ 20 de minute. Cu siguranță ne vor mai aștepta multe lucruri. Andres la margine pentru Alex. Alex intră în centru, pasă pentru Darius, se ridică fanionul la poziția lui Darius. A greșit Darius. La această fază putea să-i lase mingea lui Nicolas.
Greșește Vlad. Andres. Andres. Mai departe pentru Nicolas. Alex. Foarte bine, Eduard. Eduard. Pentru Vlad. Vlad încearcă să scoată ceva acolo. Până la urmă se încurcă Franco. Greșește Bogdan. Ar trebui schimbat și Bogdan, pentru că și el riscă foarte mult și are și un cartonaș galben. Bogdan. Greșește Vlad. Foarte bine, Robert. Vine din spate și ajută cu echipierii. Mario. Pentru Marco. Greșește Marco. Și e șansă bună. Să greșești și oaspeții. Foarte bine, Mario. Repune Darius de la margine. Franco. Joacă în centru pentru Nicolas. Nicolas mai departe pentru Andres. Reprimește Nicolas. Nicolas. Încearcă să-l găsească pe Alex. Foarte bine, Vlad. Nu se dă fault. Vine centrarea lui Alex. Respinge Marco pentru moment. Marco Ndel cu Darius. Mingea ajunge la Alex Mihăilă. Intră în careu. Șut pe lângă poartă. A lui Alexandru Mihăilă. Gabriel se grăbește, joacă pentru Bogdan. Bogdan aruncă această minge pentru Vlad. Vlad pentru Alex. Nu reușește să câștige duelul fizic acolo. Decarul nostru, minge la Darius. Darius joacă la margine pentru Mihăilă. Mihăilă intră în centru. Joacă cu Nicolas. Poziție de șut pentru Nicolas. Blochează Eduard în prima fază. Din nou Nicolas. Nicolas în careu. Nicolas. Foarte bine, Marco. Și e șansă bună de contraatac. Pasă spre Alex, care n-a fost în offside. A plecat din propria jumătate. Alex 1-1. Însă stă bine Franco. Pune bine corpul și Alex. Ea vine de carul nostru și scoate cornerul. N-a fost Franco, a fost Andres. Fazele fixe sunt șansele prin care FC Argeș poate da lovitura. Urcă și fundaș și noștri centrali. Un singur jucător a rămas în spate, este vorba de Bogdan. Vine centrarea în mijlocul careului și peste șut peste poartă. Un șut al lui Vlad peste poartă. Șansă bună pentru FC Argeș de a trece în avantaj. Trebuie să fim atenți la această fază. Mihăilă blocat de Sebi foarte bine. A avut prin planul Mihăilă. Însă Sebi a reușit să-l blocheze. Sebastian din nou minge lungă spre Alex. Eduard pentru Vlad. Foarte bine, Vlad! Vlad intră în careu. Vlad pasă pentru Alex. Și gol! 2-1 pentru FC Argeș. Marchează Alex. Însă toată faza a fost făcută de Vlad, care a fost și altruist. Reușim să întoarcem rezultatul în 9 jucători de câmp. Minutul 74 al partidei. FC Argeș reușește să treacă în avantaj.
Am uitat să precizăm că la categoria de vârstă under 15 nu avem 90 de minute, avem 80 de minute. Așadar mai sunt doar câteva minute până la finalul acestei partide. Până la finalul acestei partide, care a avut de toate. Alex, foarte bine, Mario. Darius, la margine, suntem cu toți jucătorii în propria jumătate, atacă ca la handball acum cei de la Sporting București, Mihailă pentru Darius, pune bine corpul Sebastian și se dă fault. Încearcă Sebastian să mai câștige acolo timp pentru echipa lui. Sebastian. Către nimeni. Marco. Contratimp. Sebastian lasă mingea în afara terenului. Și va fi posesie pentru bucureșteni. Vedem arbitrul de centru a arătat ceva, iar tușerul altceva. Până la urmă, oaspeții sunt cei care vor repune de la margine. Greșește repunerea Alexandru Mihailă. Și până la urmă va fi minge pentru FC Argeș. Iată că mingea nu minte. Un citat celebru din basket al lui Ben Wallace, fost jucător în NBA. Faultat aici Alexandru. Robert se prăbușește pe teren. Până la urmă se ridică. Am inaugurat stadionul cu o victorie. Putem să închidem acest capitol tot cu o victorie. Sebastian, lung de linie, iese bine Darius din defensivă, reușește să țină mingea în teren. Joacă foarte bine în centru pentru Andres, jucătorul care a deschis scorul. Andres, mai departe pentru Alexandru. Alexandru, din nou Andres, foarte bine Robert din spate. Păcălit de Andres, minge în adâncime, se ridică Fanionul de la margine, la poziția lui Nicolas. Au fost în acest meci câteva decizii ale arbitrului care i-au înfuriat pe cei doi antrenori. Din nou Sebastian lung, se respinge, Darius în duel cu Robert, foarte bine Marco, a fost faultat jucătorul nostru. Ar trebui să încercăm să ținem de minge. Bogdan pentru Vlad, bună pasa lui Vlad pentru Bogdan, accelerează Bogdan, însă pune bine corpul Andres. Bogdan depășit de Andrei, se luptă și Vlad, Nicolas, superioritate pe acea parte pentru că Bogdan și-a părăsit postul. Marco în duel cu Alex pentru Mihailă,
Mihăilă la marginea careului. Scoate acest balon, un șut de la distanță încercat de Darius. Blochează Vlad. Darius, mult pe lângă poartă. A fost de această dată fundașul stânga. Gabriel nu se grăbește să se ducă după minge. Să repună. Cu siguranță arbitrul va ține cont de aceste momente și va arăta momente, va arăta minute bune de prelungiri. Acum se produce repunerea mingii în joc. Gabriel pentru Bogdan, reprimește Gabriel. Greșește degajarea, recuperează Andres. Andres mai departe, primește Darius. Joacă pentru Mihăilă. Mihăilă pentru Andres. Franco. Franco a căutat culoarul de șut. Blochează Vlad. Franco scapă și de Bogdan. Ține mingea în teren. Foarte bine Marco. Și șansă bună din nou de contraatac. Însă greșește Vlad. Marco e faultat de Darius. Și este cartonaș galben pentru Darius. Sebastian respinge Darius, precis până la Mihăilă. Mihăilă intră în centru, spațiu pentru șeptarul oaspeților, joacă mai departe pentru Alexandru, Alexandru Del cu Bogdan. Foarte bine Mario! Cere penalti Alexandru, însă a fost o intervenție la mingea lui Mario. Vlad pentru Alex. Darius respinge și greșește Franco. Se cere cartonaș galben pentru simulare, asta ar însemna roșu pentru decarul oaspeților. Până la urmă au dat mâna antrenorul nostru și arbitrul partidei. Deja am depășit timpul regulamentar, ar trebui să fim în prelungiri, însă arbitrul nu a arătat nimic până în acest moment. Probabil și el a crezut că se vor juca 90 de minute. Așadar, continuăm. Trebuie ca băieții noștri să reziste acestui ultim asalt ofensiv. Bună pasă lui Franco în adâncime, nu este offside la poziția lui Darius. Darius centrare, respinge Bogdan. Sebastian. Sebastian, un dribling în fața lui Mihăilă. O minge de urmărire. David. La margine. Nicolas, Alex, Nicolas, faultat de Vlad și va fi din nou cartonaș galben. Cred că arbitrul are în cap să avertizeze toți jucătorii de pe teren. Au încercat să bată cei din București lovitura liberă, însă nu au fost lăsați. Atenție aici, Franco, Franco pătrunde nestingherit, Franco încearcă câteva dribling-uri în fața lui Bogdan, vine centrarea blocată și va fi corner.
toată echipa oaspete va urca la această fază. Se bate cornerul, surprinsă puțin echipa noastră. Franco, Franco pătrunde pe tușă, prinde Gabriel. A șomat Gabriel în această repriză secundă. Gabriel pentru Bogdan. Bogdan. Vedem, efectiv, arbitrul nu vrea ca această partidă să se încheie. Fault. Nu uitați, mâine, începere de la 18:30, vă așteptăm la ultima întâlnire pe acest stadion, spuneam, inaugurat în 1964, cu meciul dintre Dinamo Pitești și Spartak Sofia, meci în care am reușit să ne impunem cu scorul de 3-0, o minge spre Eduard. Nu ajunge la acest balon și nu uitați de cel mai important eveniment al săptămânii următoare, luni, cu începere de la ora 16:15, vă așteptăm pe stadionul Oroșenesc la duelul contra celor de la Unirea Dej, poziție neregulamentară în care se afla Darius, iar în acest moment se acordă 5 minute de prelungiri pentru această repriză secundă. Spuneam, decizii incredibile luate de acest arbitru. Alex, Alex, greșește, Alex putea să scoată o lovitură liberă, Sebastian pentru Alex. Teclinga lui Darius, obținem aruncarea de la margine. Va intra în istorie această partidă, cu siguranță. Vedem, apar și tertipurile. Încercăm să câștigăm timp. Nu se grăbește Robert să repună această minge. Face până la urmă, joacă pentru Sebi. Greșește din nou Darius. E bine că ținem mingea acolo. Alex. Alex la marginea careului. Un dribling. Alex mai încearcă un dribling. Plus însă este depositat și e șansă bună de contraatac. Iată-l pe Paraschiv. Paraschiv. E bună pasa la Darius, n-a fost offside, Darius pasă în fața porții Andres și este 2-2. Din păcate, la prima fază mai importantă, oaspeții reușesc să egaleze. Meciul trebuia să se termine de aproximativ 7 minute. Să spuneam că arbitrul a luat câteva decizii incredibile și a vrut să intre în istorie. Cred că deja a reușit acest lucru. Ar fi primul egal din acest sezon atât pentru FC Argeș, cât și pentru cei din București, dar să nu ne grăbim. Vlad încearcă să intre în centru. Vlad, mingea ricoșează la Alex, Alex călcâi! Darius! Pune bine piciorul. Mingea la Mihailă. Mihailă. Caută o soluție până la urmă. Schimbă direcția de atac. David. N-a fost Nicolas. A fost Paraschiv. Acum e Nicolas. Nicolas. O centrare. Darius. Scoate mingea. Până la Andres, Andres! Și este gol incredibil! Andres reușește hat-trick-ul! Iar cei de la ACS Sporting București vor câștiga această partidă incredibilă, răsturnare de situație. Spuneam mai devreme să nu ne grăbim, dar iată că cei de la ACS Sporting dau lovitura. Două faze au avut în această repriză secundă și au reușit să marcheze.
Vlad. Încearcă Vlad și cu Alex să se ducă spre poarta adversă. Din nou Andres, blocat de Sebastian. Nu minge spre Alex. Respinge David. Paraschiv. Paraschiv. Foarte bine Marco. Greșim pasele. Nu mai suntem concentrați. Prinde Gabriel, se uită la ceas arbitrul. Mai lasă și această fază. Bogdan. Se încurcă jucătorii oaspeți, iar în acest moment se aude fluierul de final. Și dar acest Sporting București se impune cu scorul de 3-2 în această partidă contra celor de la FC Argeș. Un meci care a avut de toate, așa cum spuneam, revenire spectaculoasă. Până data viitoare, nu uitați, ne vedem mâine cu începere de la ora 18:30 pentru ultima oară pe acest stadion. Hai FC Argeș!